Bun salutare tuturor și bine v-am regăsit la o zi din viața lui Aslo. Tocmai m-am trezit, e 8 dimineața și e timpul să mergem la liceu. Și bineînțeles, lume, că parte din stilul de viață Aslo este, bineînțeles, dieta și deja știți că pentru micul dejun avem G Fuel. Ne-am întors și noi, lume, de la liceu, este ora 11. Vă dați seama că pentru că este sfârșitul anului, deja nu se mai face mare treabă la școală și, mă rog, acum vă dați seama că mai mult m-am dus așa să mai fac și o bârfă, o chestie, dar după cum puteți vedea, suntem aici cu Lunița, care este o parte importantă din rutina de zi de zi a mea, pentru că este foarte important să-i acordăm cel puțin 30 de minute de drăgălășenie. Bineînțeles, trebuie să o periem, că altfel o să lase 7 milioane de fire de păr când se mișcă, deci, da. Cat. Cat. Ok, lume, și ne-am pus aici la calculator și pentru că astăzi este o zi mai liberă, fiind vineri, m-am decis să mă ocup puțin de canalul de beat-uri. O să facem câteva thumbnail-uri, o să programăm câteva clipuri și după aia abia o să ne ocupăm de canalul principal și de alte chestii. Dar pentru început, cred că ca să mă destresez, așa aș putea spune, o să facem un beat și o să vedem ce ne iese. Da, lume, cam asta a fost și beat-ul. Acum ce o să fac? O să îi fac un music video, mă rog, o să caut o poză reprezentativă pentru el și o să îl uploadăm pe canalul de beat-uri. Bun, lume, acum că am terminat și cu asta, ce o să facem acum? O să facem thumbnail-ul pentru episodul care va apărea astăzi de ranked și o să vă arăt cum fac un thumbnail. Practic e destul de simplu, iau un screenshot din clip care arată destul de ok și pun în stânga sus acolo un mic facecam pentru că este un episod cu facecam. O să facem asta și după aia probabil o să fac ceva de mâncare și după aia o să mai vedem. Deci o să mergem acum să facem thumbnail. Ok, lume, și am terminat și thumbnail-ul, puteți să-l vedeți chiar aici dacă mă dau eu într-o parte. Ceva de genul acesta arată, cam atât am ia să fac un thumbnail. Cred că mi-a luat aproape un sfert de oră, adică nu e o muncă foarte obositoare. Acum avem aici foarte frumos episodul și putem foarte frumos să îi aplicăm thumbnail-ul și să îl programăm pentru 3 iunie. Este 3 iunie când filmăm acest clip la ora 18 și uitați așa apare. Vara este aici, Rank Skyers cu facecam. S-a făcut și ora 1, ce bine e că se termină liceu, pentru că de obicei acum ieșeam abia de la ultima oră. Dar oricum vara vă dați seama că s-ar putea să am un program mai diferit. Sau în mijlocul liceului poate am de învățat pentru ceva, poate mai ies pe afară. Dar în principal cam asta este o zi, aș putea să spun eu, strict de grind, în care lucrez la YouTube și la beat-uri destul de neîntrerupt și e mai mult așa o zi în care pur și simplu mă bag eu așa la creație cât de bine pot. Deci am rezolvat și cu beat-urile, am rezolvat și cu clipul de astăzi. Acum putem să ne apucăm de ceva nou, dar înainte de toate știți și voi că orice muncă se face cu burta plină. Da, lume, și acum azi la Masterchef vă va face un tutorial cum să gătești cât de ușor se poate. Și ce o să facem azi? O să facem burgeri, dar o să fie brain de ușor.
Deci dacă până și eu pot să-i fac, înseamnă că oricine poate să-i facă. E, sunt burgerii ăștia din Vito, în ghilimele, nu știu exact ce conțin, dar vă dați seama că nu e la fel de ca lumea, ca și cum ți-ai cumpărat tu carne și ai face burgerii ca lumea. Dar pentru o masă rapidă mi se pare că sunt super buni, pentru că deja sunt formați în formă de burger și tot ce trebuie să faci tu este să-i condimentezi și să-i prăjești. Așa că o să facem burgeri. Bun, deci prima noastră misiune va fi să condimentăm burgerii și o să lăsăm condimentele foarte simple. Practic avem sare, piper și niște boia ca să dea așa un mic twist, să nu fie așa extrem de simpli. Bineînțeles, numai secretul este să îi condimentați și de-a lungul lor, așa în jurul lor, pentru că astfel o să ai cel mai bun gust. Pentru că faza cu ăștia este că nu poți să pui calea carnea tocată, nu poți să pui pur și simplu condimente în amestecătură și după aia să faci forma de burger. Practic, burgerii înăuntru nu au condimente, asta încerc să spun, și de asta trebuie să măcar să punem în jurul lor. Celălalt lucru de care o să trebuiască să ne ocupăm sunt chifele. Noi am aici chifele din astea simple de la Mega, adică nu folosesc eu cine știe ce chife. Mai găseam unele super bune, dar n-au mai apărut și folosim din astea de Mega normale. Le tăiem și noi aici frumos și după aia putem să punem burgerii pe grătar. Bine, tigaie grătar. Deci, practic, vom folosi această tigaie care este pur și simplu magică. Poți să faci efectiv orice, de la pui, la porc, la bulgări, la legume, la... Deci literalmente tigaia asta este the goat. Este Jetbrake super light-ul tigăilor. Acum vom aprinde aragazul, oameni buni, prin metoda chipritul. Punem o leacă de ulei, niciodată prea mult ulei, pentru că după aia o să se fiarbă burgerii și nu vrem niciodată asta. Bun, cred că s-a încins uleiul, burgerii vor trece în tigaie și vor, se vor prăji. Ok, lume, eu zic că sunt gata. Nu știu dacă vedeți foarte bine din unghiul ăsta, dar burgerii arată ceva de genul ăsta. Părerea mea este că arată destul de bine. Îi punem frumos aici pe cașcaval să se topească frumos cașcavalul și o să adăugăm câteva sosuri. Un burger este gata. Și o să amestecăm aici sosurile și la al doilea. Din păcate, lume, nu am luat roșii sau castraveți și mi-era o lene acum să mă duc să cumpăr numai roșii și castraveți, așa că o să le mâncăm așa, o să mâncăm așa simpli, fără legume, cum ne place nouă. Ce-am place să mănânc aici? Astăzi o să mâncăm niște burgeri homemade și o să vă spun ce părere am despre ei. Na, îți păstă medie și alunecă pe gât în jos. Bun, lume, acum că am mâncat, urmează o sesiune în care probabil o să filmăm câteva clipuri. Este ora 2 aproape și cred că o să stau câteva ore pe treaba asta. Știu deja ce vreau să filmez, niște Minecraft, niște Unturn și eventual ceva destul de diferit. Și dacă filmez, veți vedea la ce mă refer. Dar o să ne antrenăm puțin pe Minecraft și după aia o să ne băgăm să filmăm un Rainscare sau un Bedwars sau o să vedem noi exact ce. Deci o să vă las puțin cu niște gameplay așa din third person, pentru că am impresia că o să fie interesant. Vă salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Rainscares de pe Hypixel. Ok, fraților, a trecut și timpul, s-a făcut deja seară, practic am și dormit o oră, am și mâncat între timp și cina și am terminat practic toate clipurile, avem două episoade de ranked și un episod din Unturned. Am vrut să filmez mai multe, dar am fost destul de obosit azi și doar atâta, efectiv am tras de mine cât am putut și n-am putut mai mult. După aceea o să revenim cu finalul serii și cam asta va fi o zi din viața lui Aslo. Și ne-am întors aici, lume, suntem cu Cosmin și cu Șerban, cu oamenii noștri cu care odată ne jucam Minecraft, dar acum... O dăm pe altele, nu-i așa?
Aici l-avem pe Baca în habitatul lui natural, la gaming. Wow, for sale. Da, lume, și ziua noastră se cam termină aici. Ne-a prins 6 dimineața. N-am filmat foarte mult cu gameplay și cu Baca, dar o să o lăsăm așa. Din nou vă mulțumesc pentru 3000 de abonați. Eu am fost Azlo și noi ne vom vedea data viitoare. Salut! Dacă n-am unit după atât, că nu m-am